să vă mulțumesc că, că sunteți martor la cea de-a treia ediție a Taberei Media. Începe să devină o tradiție și este o formă de comunicare pe care noi am ales-o, având în vedere complexitatea acestui proiect, având în vedere problemele cu care ne confruntăm la nivel național cu deșeurile, dar și la nivelul județului Argeș, chiar dacă suntem într-o situație mai favorabilă decât multe dintre județele din țară. Vreau să vă spun că alături de noi avem cei mai importanți parteneri cu care noi am lucrat în această perioadă de 5 ani de când ființăm ca organizație. Și vorbim aici de colegii de la Ecorom. Nu mai sunt parteneri, lucrăm de 5 ani împreună și le spunem colegi. Și avem directorul de comunicare, Lolita Constantinescu, o salutăm. Și Iuliana Nichita, director general adjunct. Acum sunt director dezvoltare. Director dezvoltare. Ne-am reorganizat un pic. Am înțeles. Cel puțin în parteneriatul pe care noi l-am avut, a contat mai puțin funcțiile, a contat rezultatele pe care le-am avut, obiectivele care le-am atins împreună, pentru că ne-am propus câteva proiecte și chiar au ieșit proiecte model la nivel național. Un alt parteneriat pe care eu l-am îmbrățișat cu drag și la care țin este parteneriatul cu Universitatea Pitești. Vinovat pentru acest lucru este domnul profesor Fianu. Îl salutăm și mulțumim că este alături de noi. Și, în ultimul rând, cel de-al treilea parteneriat care a dat substanță la monitorizarea zonelor de picnic, pentru că, fără coerciție, poți să faci educație multă, oamenii tot nu înțeleg, și atunci salutăm prezența jandarmeriei alături de noi și îl avem alături de noi pe domnul Toculeț. Încă o dată îi mulțumim pentru că și-a făcut timp să vină la această tabără media. Este prima dată cum participă și jandarmeria. Programul zilei de astăzi va fi în prima parte. Prezentăm un mic istoric, practic, să vedem de unde am plecat și unde suntem în momentul de față pe acest proiect la managementul deșeurilor. O să luăm o pauză după ce parcurgem acest program al nostru și activitățile pe care le-am avut până în momentul de față, dar în special ne focusăm pe activitățile din acest an. O pauză de cafea undeva la ora 11, de un sfert de oră. Cafea o să o bem jos la parter, ca să poată ieși și afară să se fumeze, că aici nu se fumează. Pentru cine fumează, dacă vă îndurați de aerul de afară să-l poluați. După care, partenerii de la Ecorom vor prezenta câteva date statistice la nivel național și care sunt obligațiile noastre la nivel de județ, dar și ale României în raport cu directivele și cu ceea ce ne-am asumat vis-a-vis de devierea deșeurilor, selectare, atingerea țintelor la reciclare. Bineînțeles, o intervenție va avea și din partea jandarmeriei, domnul Populeț, care ne va spune ce a făcut jandarmeria în sensul parteneriatului pe care noi l-am avut în această monitorizare a zonei de picnic. Am zis că este o sesiune de comunicare. Hai să stingem un pic. Nu știu dacă afectează camera. Să fie o altfel de comunicare, pentru că, mă repet, și de-a trecut am spus-o și țin la acest lucru, într-o conferință de presă, că o facem la nivelul Consiliului Județean, că o facem la nivelul, eu știu, doar radio, timpul este foarte limitat și sunt foarte multe probleme pe care mass media le are și multe cancanuri și multe probleme politice, astfel încât problemele care sunt la noi în acest proiect și, în general, la nivelul fiecarei autorități locale, sunt trecute cu vederea, chiar dacă sunt bune, chiar dacă sunt rele. Cele rele ies mai ușor în evidență, dar noi o să vorbim astăzi și despre problemele pe care le avem la nivel de autorități locale și despre lucruri bune și despre lucrurile rele care se întâmplă. Te rog să mergem mai departe. La începutul acestei sesiuni fac o mică prezentare a ceea ce înseamnă managementul deșeurilor în România. Și aici am evidențiat cu buline verzi județele care au un management integrat și în momentul de față au găsit soluții și să delege și partea de depozitare și partea de colectare și există colectare la nivelul întregului județ.
La bulinele galbene găsim județele care au proiecte de management al deșeurilor în derulare, dar au probleme la delegare. Nu reușesc să delege din diferite motive. Eu știu, sunt contestații în licitație, nu s-au prezentat. Avem și cazuri în care la județe, cum e Călărașul, nu au avut trei oferte de la trei operatori. Și vorbim de un contract pe întreg județ. Neavând trei oferte, nu poți să delegi pentru că trebuie să ai trei oferte valabile. Și repeți, de trei ori o licitație. Ca să faci o procedură, durează cel puțin 4-5 luni de zile, dacă urmărești un grafic corect, fără să te mai conteste nu știu cine sau să-ți blocheze ANRMAP-ul o documentație prin nu știu ce controlare. La bulinele roșii sunt județele care, într-adevăr, au probleme, nu au proiecte în momentul de față. Vă rog. Parol. Cântă ce nu? N-am făcut regulă cu cine să spună poezie, dar nu era... Asta doar la curs o facem. Deci, la bulinele roșii, să știți, avem și județe în România unde nu au găsit o soluție să rezolve problema de management a deșeurilor. Și aici ne referim la problemele istorice și o să vedeți în prezentarea de la Argeș ce a semnat rezolvarea acestor probleme istorice și de unde am plecat, unde am ajuns în momentul de față. Avem și câteva buline albastre. Unde sunt bulinele albastre? Sunt depozite private. Depozite private care, în momentul de față, au tarife, ca urmare a faptului că investiția a fost privată 100% fără finanțări europene. Costurile de depozitare sunt duble față de costurile pe care le avem noi la Argeș, unde am avut un proiect de management integrat cu fonduri europene. Și vă dau exemplu. Dorju, Arad, unde este 27 de euro, spre deosebire de Argeș, unde avem 12 euro. Sunt două etape de finanțare, una din ISPA, care a însemnat acoperirea aproape 73% din suprafața județului cu servicii, dar și rezolvarea problemelor istorice, închidere de depozite, relocare în anumite cazuri. Și pe programul operațional sectorial de mediu avem a doua etapă care se închide anul acesta și o să vedem despre ce e vorba în partea a doua. Principalii indicatori pe care am avut de îndeplinit, mă refer aici la închiderea depozitelor și cei mai mulți bani din acest proiect s-a dus în rezolvarea problemelor istorice. S-au închis depozitele și noi am închis Câmpul Lungu, Mioveni, Biteștiu și Curtea de Argeș, care se lucrează în momentul de față la ele. Dar s-a și relocat două depozite, pentru că nu puteau fi închise acolo pe amplasamentele respective, cel de la Topoloveni și cel de la Costești, unde în momentul de față terenul este redat agriculturii. S-a ecologizat, s-a venit cu strat pentru pământ vegetal și în momentul de față terenul este redat agriculturii. Au mai fost relocări, e adevărat, dar cantități mai mici din mediul rural. Tot ce a însemnat depozite neconforme făcute pe perioada în care nu era o situație clară asupra trasabilității deșeurilor și nu intrasem pe flux, fiecare comun și făcuse câte o groapă. Și atunci toate acele deșeuri ne-am asumat prin acest proiect să le relocăm, să le aducem la Pitești, în depozitul pe care l-am închis la Albota. Este vorba de vreo 400.000 de metri cubi care au fost relocați în toată această perioadă. S-a construit, bineînțeles, prin proiect și infrastructura, pentru că dacă am rezolvat problemele istorice, e clar că nu trebuie să mai creăm altele. Și atunci am construit o infrastructură pentru ceea ce urmează să facem în perioada următoare. Avem în subsolul acestui slide obiectivul general al proiectului care ne obligă. Practic, ăsta este obiectivul pe care noi ne focusăm în fiecare zi. Obligația să avem servicii asigurate pentru întreaga area județului. 100% acoperire. Mergem mai departe. Aici, tocmai pentru a nu uita de unde am plecat și unde s-a ajuns în momentul de față, asta era rampa sau groapa de gunoi, că nu putem să-i spunem depozit, de la Pitești la 2008. Și ne uităm cum arată la 2014, închis, înierbat, cu puțuri de preluare a gazului, cu sistem de preluare a levigatului, cu tratare în stație de epurare specializată cu osmoză inversă la nivelul depozitului de la Albota. Așa se gestionează nou depozit ecologic. Este celulă cu geomembrană, tot are sistem de drenaj și prealevigat, nu se mai scurge în
pânza freatică, totul intră pe un sistem de preluare și merge către stația de epurare, iar depozitul se menține în sistemul ăsta taluzat, acoperire, vine strada cu noi, acoperire din nou și mă refer la deșeurile care ajung în final la depozitare. Încă multe și o să vedeți procentul de deviere în slide-urile următoare. Curtea de Argeș, așa arăta la începutul anului în fotografia din stânga. Iar acum deja se conturează, deci am scăpat și de această bombă ecologică din nordul județului. Era ultima problemă. Știți că veneau, anul trecut erau scandaluri pentru la ploi și iarna și toate deșeurile veneau în stradă datorită vinturilor. În momentul de față s-a întins. Cred că astea sunt poze care le-am făcut în urmă cu 3 săptămâni. În momentul de față cred că deja au aștenut geomembrana și se lucrează la stratul vegetal de deasupra geomembranei. Referitor la implementarea operațională, pentru că este important să faci investiții, să rezolvi problemele istorice, dar și mai important este să nu mai creezi aceleași probleme care le-am creat în trecut. Investițiile se fac până la urmă, pentru că sunt contracte, sunt obligații. Cea mai mare problemă și provocare pentru noi, ca județ, este să asigurăm acele fluxuri și să atingem indicatorii pe care ni-am asumat în acest proiect. Implementarea operațională propriu-zisă. Contracte, colectare, transport pe toate localitățile, tratare și depozitare la nivelul depozitului conform. Avem contracte pe toate UAT-urile din prima etapă, pentru că deocamdată n-am delegat etapa a doua, anul ăsta facem procedura de delegare. UAT-urile și-au asumat în final, chiar dacă a fost mai greu la început să înțeleagă sistemul de lucru, și-au asumat și deja funcționăm. Asociația, suntem în momentul de față una dintre asociațiile, pot spune, cea mai puternică din țară, fără să exagerez, pentru că funcționăm, ne autofinanțăm, avem bugete proprii, avem acțiuni proprii și ne organizăm toate procedurile singuri. Avem și rezultate pozitive după 28 de luni de funcționare, însă o să discutăm pe finalul acestei prezentări. Sistemul poate fi defazat de la ceea ce am gândit noi sau destabilizat datorită unor modificări legislative pe care le fac unii fără să consulte sau să vadă care au fost strategiile României, ce s-a aprobat, ce gândire a avut Uniunea Europeană vis-a-vis de aceste proiecte și niște penalități pe care vor să le aplice de acum fără să gândească că vorbim de un proces, de un progres. Plecăm de la o situație în care cetățenii nici măcar nu plăteau acest serviciu. Când le spuneam că o să plătească serviciu de salubritate de la țară, de la Cuca, la UDA sau la Valea Mare, Bravo, aș sta din cum să plătim. Eu am unde să-l arunc, nu plătesc niciun gunoi. Dar am trecut de această fază, acum încercăm să învățăm cum să pun acele deșeuri, ce să nu pun în containere și, bineînțeles, să ajungem ușor, ușor la ceea ce ne propune cu toții, să deviem, să reciclăm și, în ultimă fază, să depozităm cea mai mică parte din deșeurile menajere. Rezultatele au apărut prima dată în mediul rural, pentru că aici nu aveam servicii de salubritate în proporție de 60% din județ. Și sunt conectate prin acest proiect, mă refer la etapa 1, peste 83.000 de gospodării la serviciul de colectare și transport, iar rezultatele au apărut și în cantități. Deci, de la, dacă în 2010 aveam peste 3.000 de tone colectate din mediul rural, în 2014 am sărit de 34.000. Imaginați-vă că toate aceste deșeuri erau aruncate, arse, în pădure, pe malul apei și așa mai departe. Astea sunt câteva din cantitățile de la reciclare și aici vedem că avem un proces, un progres. De la 2012 la 2014 există o creștere de la 6.342 de tone la 14.262, dar este foarte puțin în comparație cu potențialul și cu ceea ce ne-am propus să facem, dar și cu estimările inițiale. Chiar dacă ele au fost mari, făcute de către echipa de proiectare și cei care au primit memorandum de finanțare, avem alte cantități, s-a estimat mult mai mult, însă există potențial, putem să mai mărim aceste cifre, bineînțeles și să eliminăm de pe piață acei actori care lucrează la negru. La compost,
Sunt platformele de compostare pentru cele trei zone. Pentru cele patru zone, în momentul de față avem la depozitul de la Albăta platformă de compostare, la Cumpulung, la stația de transfer și la cele două stații pe care le construim anul acesta, la Curtea de Argeș și la Costești. Din păcate, compostul, care are rezultat în urma procesului de compostare la depozit, nu are o calitate foarte bună, pentru că a fost amestecat cu gunoiul menajer, are aciditate mare și nu s-a putut valorifica în agricultură, așa cum ne doream să obții, nu știu, dar mai mult de 400 de tone n-a putut fi valorificat în agricultură și atunci diferența de compost a fost folosită la taluzare depozit ca pământ vegetal. Dar nu are o compoziție foarte bună. Trebuie să-l amesteci cu o turbă ca să-l aduci la nivelul unui pământului pe care îl cumpărăm de la florării pentru flori. Suntem unul dintre proiectele din țară care avem și varianta, avem soluție și la concasarea deșeurilor din construcții. Și aici sunt cifre spectaculoase în primă fază. E adevărat că în ultima perioadă de când Agenția de Mediu a permis constructorilor și acestor deșeuri să fie depozitate și în alveolele de la balastiere, a scăzut cantitatea de la depozit. Pentru că se fac umpluturi în zonele de balastieră. Deși, din punctul meu de vedere, nu toate deșeurile din construcții pot fi duse în acele alveole, având în vedere că ele au contact direct cu pânza freatică, fiind de obicei balastiere pe malul apelor, și atunci nu cred că toate deșeurile din construcții trebuie să ajungă acolo. Dar este problema celor de la mediu. Noi aveam fluxurile gândite și pentru aceste deșeuri din construcții și să le reutilizăm în industrie. Mai departe. Obligații și indicatori. În primul rând, vorbeam de acoperirea cu servicii pe întreaga area județului. Atingerea un indicator unei ținte de 60% la deviere pentru compost și mă refer aici se pune mare accent pe rămânerea la nivel de gospodărie a deșeurilor compostabile, în special în mediul rural sau la gospodăriile din urban, unde avem suprafețe mari de gazon și am pus la dispoziție acei recipienți, composturile. Să-și pună deșeurile în ele și ele pe o bază de o rețetă cu zar de cafea, cu coș de la legume, fructe, toate să ajungă la un compost și chiar sunt cetățeni care fac asta și au pământ de flori din propria gospodărie. Ei bine, în etapa a doua avem peste 22.000 de compostoare care vor fi distribuite la gospodării să realizăm acest procent de deviere. Ce nu se deviază la nivel de gospodărie, încercăm să-l tratăm pe platformele de compost la nivelul stațiilor de transfer și depozit central. Reducere, reciclare, reutilizarea deșeurilor și valorificarea energetică sunt obiective pe care noi le avem. Nici aici nu suntem foarte mulțumiți și trebuie să lucrăm la acest capitol și o să vedem și provocările care sunt în spate. Raportarea periodică la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și echipa care o avem aici, asta facem fiecare zi. Urmărește, monitorizează, întocmește rapoarte, pentru că acele rapoarte le prezentăm și auditului, le prezentăm și Bertului, care a fost principalul cofinanțator al proiectului, și, bineînțeles, către autoritățile locale și centrale ale statului pe linia de trasabilitate. Acoperirea costurilor de operare, da, este o obligație și va trebui să menținem acele contracte într-un echilibru astfel încât să se încaseze taxele și tarifele și să rambursăm împrumutul, dar să și constituim un fond de dezvoltare, pentru că odată ce am luat o finanțare europeană pentru acest serviciu, nu putem să o luăm pe a doua în aceleași condiții. Și atunci suntem obligați să constituim acel fond de dezvoltare și toate proiectele complementare să fie cofinanțate de către asociație. Atingerea gradului de colectare separată de 50% până în 2020 este și este imperativ acest indicator datorită directivei europene. Nu putem să facem excepție de la directivă. Cred că noi, Argeșul, avem capacitatea și puterea să atingem aceste obiective. Evident,
cu sprijinul tuturor factorilor implicați, și asociația, și autoritățile locale, un rol foarte important și asta este motivul pentru care suntem aici, îl are mass media și informațiile pe care dumneavoastră le transmiteți pe această direcție. Bineînțeles că cel mai important rol îl are cetățeanul și nivelul de educație pe care o să-l atingem în perioada următoare pe acest domeniu al gestionării deșeurilor. Noi am făcut și un grafic. Suntem în momentul de față în acest grafic și ne propunem, a plecat la 2012 de la un 15%. Aia a fost estimarea noastră atunci, deși nu a fost una foarte reală. Și ne propunem progresiv să ajungem la 2020, să atingem ținta din directivă, inclusiv ținta pe care o avem la nivel de deșeuri compostabile, biodegradabile. Pentru fiecare tonă, în momentul de față, există legislație, legea 211/2011, la fiecare tonă nerealizată din procentul de reciclare, avem un 15% din total cantitate de deșeuri, plătim câte 100 de lei pe tonă, o penalitate. Penalitatea o plătește autoritatea locală care nu-și atinge această țintă. Deci, în momentul de față, fondul de mediu impune, dacă 15% din cantitatea totală de deșeuri la fiecare localitate nu face dovadă că s-a dus către un reciclator, printr-un colector, la un reciclator final, plătește 100 de lei pe tonă penalitate. Situația anului 2014, vorbim de raportul din 2014, avem un procent de deviere de 23% și ne referim la total deșeuri deviate de la depozitare. Am depășit un pic procentul de 15%, astfel încât să nu se plătească penalitate la nivelul județului către fondul de mediu. Deci am sărit de 15,6%. Deși unele cantități au fost redistribuite, sunt localități care au avut procente mai mari, dar am echilibrat astfel încât să nu se plătească această penalitate. Sunt peste 9.900 de tone de deșeuri reciclate. Procentul nostru pentru 2014-2017 este să ajungem în 35% și, bineînțeles, 40% să ajungem la deviere la reciclare. Depozitarea separată, pentru că separarea la sursă este un proces foarte important. În mediul rural nu se întâmplă acest lucru, drept pentru care în acest an avem mai multe proiecte pilot și până la sfârșitul anului probabil că o să extindem în toată zona rurală colectarea de la gospodărie cu sacul, o dată pe lună, deșeurile reciclabile. Aici avem comuna Tizești. Îmbucurător este faptul că la primul exercițiu peste 85% din populație a scos sacul cu reciclabil în ziua stabilită, la sfârșitul de lună. Trebuie să recunosc că s-a implicat foarte mult și autoritatea locală, consilierii, primarul, drept pentru care la primul exercițiu a funcționat foarte bine. Tot același lucru îl avem și la comuna Budeasa. Deja sunt două luni de zile la comuna Budeasa și de la o lună la alta s-a dublat cantitatea. Probabil că ăsta va fi sistemul, pentru că ne-am uitat în mediul rural, în general, la containere pe culori, nu funcționează, cetățenii pun în amestec, alții care și gunoiul de grajdi, sunt cazuri în care mai care și WC-ul la container. Ăștia sunt oamenii, nu au fost obișnuiți cu un astfel de sistem, încă nu înțelegem ce trebuie să ducem la container, dar vă spuneam că e vorba de un proces, nici măcar nu putem să ne supărăm. Sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm în timp, și pas cu pas vom ajunge acolo unde ne-am propus, cel puțin la 2018, să avem o trasabilitate clară și separarea deșeurilor să fie într-un procent cât mai mare. Din contractele pe care le avem în prima etapă, avem o cofinanțare pe acest proiect, vreau să fac o precizare, sunt singurul proiect care ne plătim toate datoriile. La momentul la care s-a demarat acest proiect, neavând bani la nivel de comunitate locală și nici autoritățile locale din județ nu aveau bani de cofinanțare, la nivelul județului s-a decis să se ia un împrumut pentru cofinanțarea acestui proiect care a însemnat 6 milioane de euro. Un împrumut pe care noi l-am prins în contractele cu operatorii și îl rambursăm. În momentul de față am rambursat peste 3 milioane de euro în aproape 3 ani de contract la nivelul județului.
Nu e un efort foarte mic și o să vedeți de ce este important ca gestionarea sau echilibrul contractual să rămână foarte stabil, pentru că putem să ajungem în situația să blocăm acest flux financiar dacă nu se plătesc taxe, dacă nu se plătesc tarifele, dacă ele cresc excesiv și nu le acoperim aceste obligații. Deci, în final, după 9 ani de zile, noi trebuie să rambursăm către BERD 7,5 milioane de euro. Aici există o discuție între noi, asociație și autoritatea locală, să încercăm să instituim taxa de salubritate la nivelul Piteștiului, așa cum se instituie în jumătate din România în momentul de față. Această taxă, când se va înțelege că este necesară, de fapt ce se întâmplă? Avem un serviciu care, pe o area administrativă, eu știu, costă 10 lei. El nu poate să fie nici mai mare, nici mai mică. De la 10 lei ăsta, e important la cât împart 10 lei. Și atunci rezultă costul serviciului. Ce e important la taxă? Că nu mai avem costuri de contractare, nu mai avem costuri de facturare, nu mai avem încasator de teren. Taxa se plătește cu impozitele și taxele la primărie, așa cum se plătește în mediul rural în momentul de față. Cetățeanul plătește undeva 18-20% mai puțin decât plătește în momentul de față, deci există o scădere a costului la cetățean, dar împărțim costul serviciului la toți cetățenii, nu doar la cei de bună credință. De fapt, asta este important. Pentru că obligația oricum noi avem să salubrizăm întreaga localitate și întreaga arie. Nu pot să fac selectiv. Legea în România spune că fiecare cetățean trebuie să aibă contract de salubritate. Contract pe persoană. Și este foarte important de știut în momentul de față, taxa se pune pe o persoană, nu pe gospodărie. Pentru că nu există monitorism, nu există măsurătoare la nivel național pe gospodărie. Și nu e normal ca o gospodărie care are 4 membri să plătească la fel ca una care are un membru pensionar, bătrân. Deci, din acest motiv, măsurătoarea este făcută pe persoană. Și este echitabil. Chiar există o decizie în Dâmbovița, la colegii noștri de acolo, unde un cetățean a anulat taxa de habitat dată de Consiliul Local, tocmai pentru că a fost taxă de habitat, anumită și habitat și înseamnă altceva, nu înseamnă taxă de salubritate, taxă de habitat pe gospodărie. Și a obținut în instanță anularea acestei hotărâri a Consiliului Local. Legal este să dai taxă pe persoană și câte persoane sunt, plătesc serviciul de salubritate, cu excepția celor care sunt în cazuri sociale și fiecare Consiliu Local a decis acolo unde sunt mai mult de 4 persoane să nu se plătească. Dacă sunt 9, 10, ele oricum, unde sunt cazuri sociale, nu produc la fel de mult gunoi ca cei care sunt mai înstăriți, știți? Eu știu, la 4 persoane care lucrează, 2 din familie, ai 2 copii, alte venituri ai. Dar dacă sunt 8, 9 într-o gospodărie, ei nu produc la fel de mult gunoi ca o gospodărie cu 4 persoane cu venituri mai mari. Colectarea selectivă este sub nivelul prognozat, vă spuneam. Ne-am dorit să fie mai ridicat. Însă sunt și factori care perturbă această colectare selectivă. Sunt cantități mici intrate la depozitare și în analiza cost-beneficiu. Noi estimam că din aceste cantități cu valoare de piață, să acoperim aproape 100.000 de euro costuri lunare din depozit. Cu administrare, cu selectare, cu tratarea levigatului. În fine, nu s-a atins mai mult de 20.000 de euro pe lună din aceste cantități de reciclabile. O problemă destul de importantă, pentru care am avut 3 întâlniri în ultima perioadă cu Primăria Pitești, este acest sistem non-formal de colectare din containere. Sunt acei căutători care ei nu iau doar deșeurile din contare. Cel puțin în mediul rural au furat peste 600 de roți într-un an. Deci devalizează tot. Imaginați-vă că acele roți de container costă cu mecanism aproape 10 euro. Și găsim containere răsturnate, capace rupte, ajung la... Am zis în prima fază că și-o lua să-și facă 2 roabe, să-și pună la un căruț. Nu, au ajuns la fier vechi. Taie cauciucul ăla, le perbelesc un pic în foc, le lasă în ploaie ca să ruginească și după le-am găsit și aia la fel vechi, nu-și dau seama ce e cu mecanismul ăla. Și atunci o să ne chinim pe bani mulți cu eforturi
destul de mari să facem o infrastructură pe care acești oameni o duc la fier vechi. Este important și acel deșeu cu valoare care se regăsește în container și care el trebuie să intre pe un flux de colectare, reciclare, valorificare, ca să echilibrăm deșeurile cu valoare, practic acoperă costurile la deșeurile unde avem obligația să reciclăm, dar ne produc costuri. Și vorbim de sticlă, vorbim de ceramică, vorbim de textile, pe care ai obligația să le reciclezi, dar ele le reciclezi cu niște costuri. Dacă vorbim de textile și deșeuri cu valoare energetică, trebuie să le ducem la AS, la Holcim, și vorba de transport și, bineînțeles, procesare, pe bani. Iar ce se obține din aceste peturi, folii și cartonul este pe valoare pozitivă, se acoperă costurile cu celelalte deșeuri unde avem obligația să le reciclăm. În momentul de față, trebuie să recunoaștem, și cei care sunt de specialitate în sală știu, sistemul este subfinanțat. Este și motivul pentru care parteneriatele pe care noi le facem cu Ecolomul sunt în această direcție, să acoperim costuri de colectare, în special la selectiv, pentru că dânșii au obiectiv pe deșeurile de ambalaje de la agenții economici și interesele noastre se întâlnesc în acest domeniu. Pe partea de educație avem mai multe proiecte. Noi am făcut din 2012 această campanie de informare și conștientizare publică. Ne-am dat seama că din punct de vedere al conștientizării populației suntem într-o prăpastie. Nimeni, nu mai vorbim că nu vrea să pună cu noi, nu vrea să plătească. Și a zis, domnule, n-am cu noi. Vă spun, în mediul rural ne-am întâlnit în cămine culturale, la fel. Cu laptopul, cu slide-ul, ce se întâmplă cu deșeurile, de ce costă, care este trasabilitatea, cum ajung la tratare în depozit, că nu se mai aruncă într-o groapă sau pe malul unei ape. Ei bine, anul acesta am avut unul dintre proiectele importante și frumoase, aș spune eu, pentru că toate proiectele noastre sunt frumoase, având în vedere că sunt făcute de o echipă minunată. Un proiect unde inițiatori sunt cei de la Ecolom, un proiect la nivel național. Este pentru prima dată când și Piteștiul se înscrie în acest proiect, datorită faptului că primarul Pendiuc în anii anteriori a fost în comisia de evaluare și nu putea să participe orașul Pitești, municipiul Pitești, îmi cer scuze. Anul acesta am participat. Mare parte din activități au fost desfășurate de către noi. Manager de proiect din partea noastră a fost Corina Bunaru. Ea s-a ocupat de tot ce înseamnă organizarea acestui proiect. Bineînțeles, alături de colegii din Sersal, pentru că pe fiecare proiect am desemnat un manager de proiect, dar au lucrat în echipă pe fiecare dintre cele trei secțiuni și o să le vedem și pe celelalte. Avem 33 de clase, 77 școli. Încercăm acea educație inversă de la copil la părinte. În afară de acești copii am avut panouă eco-reporturilor, dar am vrut ca acești copii să ajungă cu formulare la părinți și un formular care să completeze. Mă angajez în calitate de părinte. Să selectez, să protejez mediul, să nu arunc la întâmplare. Sunt foarte multe lucruri care, informații care au ajuns la părinți și am auzit în mai multe medii, inclusiv în spital, la o prezentare de vânzări. Și, dom'le, aveți concursul ăla, a venit copilul, dați-mi și mie niște informații. Vreau și eu niște poze bune pentru panoul eco-reporterului. Și, dom'le, stați să și le caute copilul, nu le dăm noi. A fost cazul și din Consiliul Județean când au intervenit să câștige copilul lui, că nu știu ce au făcut. Și a zis, dom'le, n-ați înțeles nimic. E un concurs? Era o angajată a Consiliului Județean care a insistat, dom'le, știți că s-au implicat copiii. Nici o problemă, poate mai mult. Este o evaluare și vor câștiga cei mai buni, pentru că nu putem altfel. Am folosit această, dă un pic înapoi, am folosit această formulare cu BIT, ești orașul reciclării. Ne dorim să fim orașul reciclării. Acum sperăm să fim și câștigători sau să fim pe podium la acest concurs, pentru că evaluarea deja se face și când? În octombrie se premiază, nu? Septembrie. În septembrie. Mai devreme. Deci avem timp să ne bucurăm vreo 3 luni la sfârșitul anului. Mergem mai departe. Tot în cadrul proiectului, pentru că am atacat zona școlilor, educația la copii, ne interesa și persoanele. Peste 100 de platforme din Pitești au fost monitorizate, în sensul că voluntarii
Au stat la platformă, așa cum îi vedeți, cu fișă, și întrebau cetățenii. Selectați, de ce selectați, de ce nu selectați? Avem fișe și aici avem ONG-urile partenere care nu am putut să îi chemăm și pe ei pentru că ar însemna să fie grupul foarte mare și nu asta era obiectivul pentru tabăra media. Pentru ei avem tabăra ecovoluntarilor, cei care au participat la toate acțiunile, inclusiv Argeșul Curat, se califică în baza unui punctaj făcut de către liderii asociațiilor, se califică în tabăra ecovoluntarilor. Și la fel ca anul trecut, o să avem proiectele din tabără pe care ei le întocmesc și anul trecut câștigătorii au mers la Bruxelles. Cu ajutorul domnului Clipici. Mulțumim, domnul Vasile. Deci la aceste monitorizare de platforme, ne interesează în primul rând să vedem opinia cetățeanului vis-a-vis de calitatea serviciului, dar ne interesează să transmitem un mesaj indirect, personal, de ce selectez, de ce nu selectez deșeurile, care este motivația. Sunt cetățeni care spun, domnule, nu le selectez pentru că vine operatorul și le pune pe toate la grămadă. Nu le selectez pentru că le-am selectat și vin țiganii și le ia din container și eu fac munca asta degeaba. Ei bine, aici lucrăm și încercăm să-i convingem pe cât mai mulți pentru că ce se întâmplă? Sunt aproape 24-25% din cetățenii Piteștiului care separă deșeurile. Dar vin ceilalți, aproape 70%, care compromit munca. Pentru că eu mă duc și îl pun separat, dar dacă în spatele meu mai vin 7 cetățeni și pun gunoiul la amestec, ceea ce am selectat este o mare valoare. Iar operatorul de sănătate, când vine, vede, găsește cu gunoiul menajer. Ne mai vorbim de la faptul că acei căutători în containere iau deșeurile reciclabile și nu se vede, nu rămâne în containerul galben, spre exemplu, decât gunoiul menajer. Noi am avut acest exercițiu cu partenerii de la Ecolom când am făcut determinarea compoziției deșeurilor. A fost un proiect complex, frumos, în final, nu atât de plăcut pe perioada derulării lui, pentru că în 4 sezoane, iarnă, primăvară, vară și toamnă, 25 de studenți la Universitatea Ingineria Mediului a căutat în gunoi o săptămână și a separat pe 24 de fracții să vedem ce gunoi aruncă argeșenii, care este structura lui și l-am făcut inclusiv, am determinat umiditatea. A fost un proiect foarte complex, finanțat de către Ecolom Ambalaje, un proiect cu care ne mândrim și nu pot să spun că am căpătat experiență și noi și universitatea, studenții care au fost la înălțime, dar cred că și finanțatorii au fost mulțumiți de felul în care ne-am implicat în acest proiect. Mergem mai departe. Topoloveni, Orașul Verde. Aici manager de proiect este colegul nostru Marian Clipici. La fel, lucrează în echipă cu ceilalți colegi. Este un proiect pe care noi l-am rotit în fiecare an într-un alt oraș. Prima dată am început la Pitești. Anul trecut a fost la Mioveni. Anul acesta este la Topoloveni. Probabil că anul viitor va fi la Curtea de Argeș sau la Câmpul Lung. Dar o să încercăm să mergem cu el și în zonele în mediul rural. Aici am avut ce am avut diferit față de alte orașe, am avut o întâlnire cu părinții. O întâlnire cu părinții, în chiar să dăm imaginile. Aici, în Casa de Cultură, la Topoloveni, am avut un comitet al părinților să înțeleagă de ce copiii trebuie să facă anumite lucruri, de ce merg cu noi la ecologizare și nu îi expunem, pentru că sunt protejați cu tot ce trebuie, de ce ei trebuie să aibă un alt comportament vis-a-vis de managementul deșeurilor. Și pot spune că a fost și este în continuare, pentru că n-am finalizat Topoloveni, mai avem acțiuni până la sfârșitul anului, un proiect de succes. Iarăși am avut niște panouri și niște lucrări foarte bune făcute de copii, o implicare foarte mare din partea dascălilor, dar și a copiilor. Și dintre ei vor fi câștigători și vor merge la această tabără a ecovoluntarilor, bineînțeles, la o grupă mai mică. Mergem mai departe. Tot de la Topoloveni, vedem că avem peste 600 de elevi implicați. Programele educaționale, am distribuit pliante în oraș, afișaj pe fiecare scară de bloc, selectarea deșeurilor și bineînțeles, studenții care și ecovoluntarii care au participat în acțiunile de stradă. Mergem mai departe. Asta este un proiect ambițios pe care noi l-am propus acest an. Probabil că multe dintre imagini și informațiile ați văzut pe
online, promovate de noi sub diferite forme, Facebook, colegii din presă pe online, dar și în presa scrisă. Vă spun sincer că nu mă așteptam de la începutul anului să avem un astfel de succes cu proiectul, pentru că nu mă așteptam să-și dea interesul și autorităților locale atât de mult. Sunt și cazuri, sunt și excepții, însă ne-am propus de la începutul anului să ecologizăm, să tragem un semnal de alarmă pe toate albile de râuri, bineînțeles râurile importante din Argeș. Am început cu Stângul, la Cârcinov, când am programat în luna mai, nu l-am putut executa datorită faptului că a plouat. Însă, până în momentul de față, s-a ecologizat în partea de Codmeana, tot râul Codmeana, de la Codmeana de sus până la Burlac. Teleormanul, unde vreau să vă spun că a fost probabil cea mai mare mobilizare pe sud făcută vreodată. Și nu vorbim doar de ecovoluntari care au venit din partea noastră, vorbim de cetățeni, vorbim de implicarea primarilor și au fost cetățeni de la 416, dar au fost și cetățeni care au venit alături de noi pe acest proiect. Nu în ultimul rând, au fost bisericile. Am făcut un parteneriat pentru că eu tot mă gândeam cum să facem să găsim soluția asta. Eram la o slujbă undeva pe la Petroșan și preotul, la un pact, și preotul le-a spus cetățenilor în biserică că este important să fii curat interior, dar și în exterior. Și s-a referit la niște gunoi aruncate chiar într-un gard viu acolo, lângă biserică. Și mă gândeam de atunci, mi-a venit ideea cum să facem și noi în Argeș, ca preoți în biserică, să vorbească oamenilor despre această curățenie în exterior, de felul în care ne comportăm în societate. Am găsit înțelegere, culmea, Părintele Robert, care este pe social, a avut o deschidere totală și am încheiat acest parteneriat și vreau să vă spun că deja începe să funcționeze. Preoții au venit inclusiv la aceste ecologizări pe râuri. Și au vorbit cetățenilor și acum urmează partea a doua să discutăm la nivel de biserică. Un mesaj transmis contează foarte mult. Pentru noi, cel puțin. Apelăm la toate subterfugiile ca să găsim o soluție în acest domeniu. Astea sunt rezultatele și aici observăm că cei de la 416, în anumite zone unde nu aveau acces mașinile, au venit cu căruțe. Deci sunt peste 5700 de saci colectați în această perioadă de pe albile râurilor. Sunt 750 de elevi din școli și licee de pe localitățile respective care au participat. Peste 700 de persoane din localități. Și ăsta este un semnal. De fapt, asta ne doream. Să tragem un semnal de alarmă și cetățenii din comunitățile pe care le-am vizat să iasă alături de noi și să facem curățenie. Și bineînțeles, să nu mai arunce. Cel mai important, că nu putem niciodată să adunăm cât aruncă ei. Dar avem și 232 de voluntari care participă alături de noi. Bineînțeles, prin rotație, nu sunt mereu aceiași și nu sunt prezenți. Dar avem și un caz, este în sală. El a participat la toate, ăsta este motivul pentru care e aici, la toate acțiunile noastre pe râuri. Vedem și UAT-urile prin care am trecut. Avem un municipiu, Câmpul Lung, două orașe și 32 de comune care au fost pe cursul acestor râuri. Mai avem, în momentul de față, două restanțe pe care le-am programat pentru luna septembrie, când se termină cu vacanțele. Avem Cârcinovul, care a rămas în urmă, Râul Doamnei și Topolovul. Ultimul care a fost ecologizat și nu avem datele statistice încă aici, este vineri acum. Colegii mei, până să ne vedem la AREF, asta au făcut, au ecologizat albia râului Argeș. Bineînțeles, în zona unde nu avem barajele, acolo unde, de la Albești, de Argeș în sus, dar și la Budeasa. La Budeasa, alături de primărie, am ecologizat toată zona din jurul bazei sportive, pentru că există și un eveniment organizat săptămâna următoare. Un eveniment, cred că internațional, dacă mă înșel. Decadeți. Da? Decadeți? Mergem mai departe. Aici, la Argeșul Curat, manager de proiect este șeful de la monitorizare, Teddy Achim. Îl cunoașteți, l-ați văzut aseară. Tot alături de colegii lui sunt implicați în acest proiect. Mergem mai departe. S-a fost afișajul. Asta e afișajul, da?
puțin mai departe. Aici, la monitorizarea zonelor de picnic, este zona unde am avut parteneriat cu jandarmeria. Noi, în afară de faptul că am făcut un afișaj, am folosit și niște ecovoluntari care să meargă la cetățenii pe care îi vedem la picnic, să le dea un sac menajer, să le spună care sunt obligațiile conform legii, un pliant în care le spune ce obligații au, sunt cereri din partea lor și spun, domnule, de ce nu ne aduce containere aici? E clar că nu poți să aduci containere pe tras Făgărășan sau să pui unde vrea fiecare să-și pună cerceafă sau să-și facă grătarul. Din păcate, nu avem suficiente zone de picnic amenajate. Unele datorită faptului că nu există teren în posesia administrației locale, acolo unde a fost posibil, cum a fost la Arefu. Ăla a fost prima zonă de picnic pe care, un proiect al nostru pe care ni l-a finanțat tot Ecoromul, a fost 10.000 de euro, mese, grătare. Din păcate, la două săptămâni după ce am făcut acele infrastructuri și le-am amplasat, patru grătare au fost furate. E adevărat că administratorul le-a înlocuit și ați văzut ieri unde am servit acea gustărică la picnic. Este prima zonă de picnic pe care noi am inițiat-o. Terenul este al primării, într-adevăr, și au fost de acord, au dat hotărâre comună Arefu. Și tot ei o administrează prin societatea primăriei. Este o zonă care funcționează și mai avem acea zonă de picnic privată vis-a-vis de locația unde stăm noi la Conat. Sperăm ca pe viitor să fie cât mai multe, astfel încât să nu mai avem aceste focuri făcute la întâmplare, să evităm incendiile de pădure și aici să vorbească mai mult domnul Dobuleț. Anul acesta am venit cu acest tip de afișaj, fii responsabil, locul deșeurilor nu este în natură. Probabil că le-ați văzut și pe drum venind în coa, sunt puse pe zidurile de sprijin, am cerut acordul de la drumurile naționale. Intenționăm ca pe celelalte zone unde nu avem aceste ziduri de sprijin să punem, să facem un afișaj cu cei de la Ocolul Silvic. Deja am avut o discuție cu directorul și ei ne vor face structura din lemn, iar noi să venim cu acest afișaj. Sau cu alt mesaj, să venim pe fiecare zonă. Mai departe. Aici aș vrea să fac o paranteză. Proiectele sunt frumoase, ceea ce am făcut noi până acum, obligatoriu va da și roade, chiar dacă nu se ridică la nivel, că nu există o schimbare radicală. Și nu ne așteptam să fie asta, pentru că, repet, modificările se fac în timp, e vorba de un proces. Dar sunt și inițiative la nivel național, din păcate, care tind să destabilizeze tot ceea ce s-a construit la nivel național pe aceste proiecte cu finanțare europeană. Și aici vorbim despre, inițial a fost un OG31 care insista pe aplicarea unei suprataxe la depozitare, iar în momentul de față se forțează un alt act normativ care se modifice 196 taxe de către Fondul de Mediu, o suprataxă care să intre la depozitare începând cu anul 2016. Ce presupune această suprataxă? Fiecare tonă care intră în depozit, care se depozitează, să fie penalizată cu 80 de RON în primul an și 120 de RON începând cu anul 2017. Am făcut un exercițiu la Argeș, unde avem trasabilitate, unde deșeurile intră pe un cântar, unde avem proceduri. Dacă noi deviem ce se poate devia, vorbim de reciclabil, 100% pe structura coală a deșeului, noi tot trebuie să plătim către Fondul de Mediu 2 milioane de euro. Adică dacă fac ce nu face nimeni în Europa, să deviezi tot reciclabilul din structura deșeului, noi tot plătim 2 milioane de euro către Fondul de Mediu. Ceea ce ar duce la creșterea tarifului cu peste 60%, e clar că după ce nu-l încasăm pe ăsta actual, nu-l vom încasa deloc, vor rămâne localități fără servicii de salubritate, nu va crește gradul de selectare cu siguranță, din contră va crește numărul depozitelor neconforme, pentru că nu se acoperă costurile și nimeni nu e nebun. Operatorii ăștia nu sunt crucea roșie. Nimeni nu se duce să colecteze fără să încaseze bani. Drept pentru care, bineînțeles că am făcut o poziție la acest document cât a fost la transparență, în cadrul federației, pentru că am înființat și această federație la nivel național a ADI-urilor, și județele pe care noi le avem în federație au făcut o poziție, sunt 14 județe care au transmis către Ministerul Mediului
puncte de vedere vis-a-vis de acest subiect. Sperăm să existe înțelepciunea să nu se aplice această taxă, pentru că în fundamentare, de ce ne deranjează foarte mult, în fundamentarea acestei decizii, ei spun că banii trebuie să ducă la fondul de mediu și spun și cât. Adică, ei știu că nu poți să corectezi așa ceva și că îți vor lua banii, că vor să strângă 80 de milioane astfel încât să financeze județele care nu și-au închis depozitele, ca să evite infringementul. Dar ce vin am eu, care m-am organizat, care am luat decizii din timp, care mi-am rezolvat problemele, mi-am închis depozitele. Nu este logic, nu este normal și nu e normal să plătesc eu pentru cei care nu s-au organizat. Cum este Bog la Cluj, a rămas fără, nu are să depoziteze și care colaborate. Nu-i treaba mea. Mergem mai departe. Asta este structura deșeurilor și vorbeam de reciclabil, care este un procent de 40% în structura deșeurilor din Argeș. Mă rog. Cadranul este mult mai complex dacă ne uităm pe analiza făcută cu partenerii de la Ecoro. Dar aici le-am pus la nivel grosier ce înseamnă structura deșeului din Argeș, ce se poate devia și care sunt obligații. Deci, practic, din acel 40% deșeu reciclabil, eu am obligația, conform directivei europene, 50% până în 2020 să mă organizez și să fac dovada că l-am reciclat. Mergem mai departe. Eu vreau să vă mulțumesc pentru atenție și dacă nu, eu știu, n-am fost clar în anumite slide-uri, prezentări, aștept întrebările, dar eu aș vrea să le punem după pauză. Numele meu este Cristache Toculescu, major în cadrul compartimentului prevenirea și combaterea faptelor antisociale din cadrul Jandarmeriei Argeș. Am lucrat și pe domeniul relațiilor publice și chiar la ora actuală reprezint și acest domeniu din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Aș vrea să precizez faptul că Jandarmeria Argeș și-a intensificat colaborarea cu Adiservice al Argeș din momentul în care legea numărul 54 din 2012, mai precis din luna martie, a intrat în vigoare. Anul trecut am avut niște activități foarte frumoase, benefice, spun eu. Așa cum putem să vedem și câteva slide-uri ca să ne fie mai ușor să înțelegem aportul jandarmeriei. Este vorba de prevenirea și reducerea impactului negativ asupra mediului în zonele de picnic. Așa cum vorbea și domnul Gabriel Moiceanu, am fost în permanență alături de aceste acțiuni. Mergem mai departe atât. Nu vreau să vorbesc foarte mult, vreau să fiu mai succint. Am fost parteneri, avem un parteneriat educațional în care mergem mai departe. Și am urmărit mai multe aspecte legate de interesul crescut al turiștilor români și străini pentru zona montană a județului Argeș. Aici, precum vedeți, sunt toate zonele de importanță turistică. Curtea Tarnișarefu, Cetatea Păneagă, Marea Vitală, Transportul Reșean, Părta 2000, limită cu județul Sibiu, bineînțeles, trasele montane și lacurile glaciare din Masivul Făgăraș. Pe de altă parte, avem Curtea Tarniș și Brăduleț, stațiunea Brădet, Băinile Bursamului, Valea Brădea, Albești de Mulcer, de Muscel, Câmpul Lung, Beleș, Băina și casele montane din munții Iezer. La fel și pe partea Câmpul Lung, Valea Mare, Bravo, Zdragoslavele, Rucă, Dumnezeu, Camana, Dursturet, Masivul Piatra Craiului și porțiunea aferentă județului nostru din Masivul Leuda. Pe aceste trasee turistice acționează în permanență lucrători din cadrul celor două posturi montane de jandarmi, postul montan de jandarmi Arefu și postul montan de jandarmi Rucăr. Intenționăm comanda Inspectoratului de Jandarmi și chiar a Inspectoratului General al Jandarmeriei încearcă de ceva timp să inițieze înființarea a încă unui post montan de jandarmi și o să
vedem unde va fi acesta instalat, în funcție de necesitățile comunității, bineînțeles. Mergem mai departe și discutăm despre tradițiile, arta, cultura, bisericii, mănăstirile sau curțile domnești situate în zona de modal de Sudargeș și interesul crescut pentru practicarea mountainbike-ului și a altor activități de timpul respectiv. Bine, mergem mai departe. Așa cum vedeți aici în zona de nord a județului Argeș se înregistrează un aflux semnificativ de turiști. Cu toții știm lucrul acesta. Există o tendință a turiștilor de a desfășura în mod inadecvat activitățile de picnic. Avem trei locuri special amenajate la ora aceasta. Pentru activitățile recreative în aer liber și picnic la cetatea Poinari, unde am și fost ieri, este primul spațiu amenajat. Așa cum spunea și domnul Gabriel Moiceanu, este foarte greu să mai apară și altele, dar nu comentez lucrul acesta. Dar noi sprijinim inițiativa și vrem chiar să sensibilizăm și autoritățile locale pentru a face demersul necesar să se înființeze cât mai multe asemenea zone. Mergem mai departe. Cele trei spații amenajate le-ați văzut. Avem un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Diselsa. Noi acționăm în permanență pentru comunitate și așa cum scrie și aici, pe acest slide, am desfășurat foarte multe activități de informare a turiștilor cu privire la respectarea legislației în domeniul practicării activităților de picnic, locurile unde aceste activități pot fi desfășurate, de asemenea colectarea deșeurilor rezultate, distribuirea unor sași menajeri pentru colectarea resturilor, acțiuni de ecologizare a zonelor poluate în urma desfășurării activităților de picnic. Eu am și distribuit câteva, și aici, câteva, un singur client de fapt, câteva exemplare, am avut la mine. Sunt elaborate de Jandarmeria Argeș, în mod independent, avem și cu Adisersal, foarte multe acțiuni și pliante, bineînțeles, sau și cu alte instituții care acționează pe acest segment de activitate. Așa cum spre aici, arătăm că ne pasă de mediu. Jandarmeria, pe lângă alte atribuții și misiuni specifice, încearcă să demonstreze că sunt alături de comunitate, nu numai prin prisma desfășurării acestor misiuni specifice, dar și prin restabilirea relației dintre om și natură, la refacerea ecosistemului și, bineînțeles, la sensibilizarea autorităților locale, a cetățenilor, cu privire la aplicația corectă a legislației de mediu. Mergem mai departe. Aș vrea să revin acum la un punct mai sensibil, zic eu, începând cu anul 2012, de când a intrat legea 54 din 2012 privind desfășurarea activităților de picnic și până în prezent, au fost aplicate 195 de sancțiuni de către jandarmi. Pentru nerespectarea prevederilor legale, și eu o să le reiau mai jos care sunt acele încălcări, 113 amenzi și 82 de avertizmente. Conform legii, conform OG2, mai precis din 2001, privind regimul juridic al contravenților. Valoarea este aproximativ 40.000 de lei, 400 de milioane vechi. Nu are importanță pentru mine faptul acesta, aspectul acesta, pentru că cetățenii, interesul nostru este ca ei să dare și alte obiecte care, lucru care nu este tocmai plăcut pentru nimeni. Din punctul meu de vedere, furtul este o faptă de natură penală și trebuie pedepsit în egală măsură pentru toți cetățenii. Cum știm și prevede Constituția, nimeni nu este mai presus de lege. Sunt foarte mulți voluntari care au participat la atâtea acțiuni prezentate de domnul Moiceanu și e păcat că la un moment dat să dispară grătarul, să dispară containerele. Noi chiar am constatat câteva fapte și la Leordeni. Acum o săptămână de la
Din sudul județului, nici de persoane ce au plecat au frustrat două containere și le-au transportat în județul Teodorama pentru valorificare. La Leorden, de asemenea, știți foarte bine că dumneavoastră monitorizați și încheiați la rândul dumneavoastră proceseri verbale și luați măsurile care se impun. De asemenea, jandarmii au fost prezenți acolo, chiar am făcut și uz de armă. Cineva spunea că pentru furtul unui container nu este adevărat, este o faptă de natură penală, jandarmeria trebuie să acționeze în conformitate cu legea. Jandarmul s-a luat de armă, a făcut uz de armă, da, pentru sustragerea unui container. Este furt, este un prejudiciu cauzat, nu al societății, și nu ne convine să ne întâlnim cu asemenea aspecte. Bineînțeles, noi nu ne bucurăm când aplicăm sancțiuni contravenționale. Am fi foarte mulțumiți ca cetățenii, turiștii să înțeleagă și să fie politicoși, să răspundă, să fie receptivi la îndrumările jandarmilor, iar noi să ne desfășurăm misiunea simplu, într-un cadru de normalitate, un cadru politicos, să stea de vorbă și turiștii să se simtă în siguranță și bineînțeles să plece cu amintiri plăcute de aici, din județul. Spun ce fac și fac ce spun. Și ne bucură acest parteneriat. Mulțumim tare mult pentru colaborare și pentru felul în care răspund la toate acțiunile pe care noi le-am solicitat și promitem și noi că ne vom comporta la fel. Înainte să intervenă Liliana, aș vrea să pe domnul profesor câteva cuvinte vis-a-vis de colaborare. Dacă elevii au avut ceva de studenții, pardon, dacă... Cu 3 ani, dacă țin de minte, proiectul Ecoromului, finanțat de Ecorom, care a avut un succes deosebit într-un final, după 4 sezoane de măsurători și lucrarea datelor. Am înțeles că el va fi aplicat chiar la nivel național, dacă nu mă înșel, a constituit o bază de plecare de la studii făcut de studenții noștri. Evident, toate colaborările ulterioare cu Ali Sersalu au semnat o oportunitate pentru studenții noștri să iasă în teren, să capete o experiență practică și să-i scoată un pic de ceea ce înseamnă numai teorie la tablă, în sala de curs. Pentru noi reprezintă, repet, o oportunitate extraordinară. Pentru a dezvolta, să spunem, cultura studentului vis-a-vis de protecția mediului. Mulțumim tare mult! Suntem, așa cum zicea și Gabi la început, parteneri deja de 3 ediții ai Tabelei Media și noi ne face mai mult decât plăcere să fim aici alături de dumneavoastră. Deja ne cunoaștem cu majoritatea celor prezenți. Motiv pentru care parte din informațiile pe care astăzi o să le vedeți aici pe slide, e adevărat, sunt actualizate. Edițiile precedente veneam cu informații care erau actuale la momentul respectiv. Îmi cer scuze dacă unele informații nu o să vi se mai pară chiar atât de spectaculoase, dar este bine ca toată lumea să fie așa puțin adusă la zi cu tot ce se întâmplă. O să avem, în schimb, și noutăți. Și așa cum v-am obișnuit, o să încercăm, dincolo de rezultate, să vă prezentăm și care sunt provocările, care sunt problemele cu care ne confruntăm și care este, până la urmă, așteptarea noastră față de dumneavoastră, față de cei care transmiteți mesajele, așa cum zic eu, prelucrate pentru cei care ar trebui să le înțeleagă un pic mai simplu decât noi, tehnicieni, încercăm să le exprimăm în limbajul de zi cu zi. Încercăm să începem cu începutul. Așa cum știți, avem câteva obligații legale care derivă din legislație, iar pentru că domeniul nostru de activitate se limitează la domeniul ambalajelor, avem niște rate de reciclare și valorificare care sunt în creștere, așa cum observați, din 2004 până în 2013 a fost o etapă tranzitorie pe care România a parcurs-o. Astfel încât, în acest moment, practic, și România se află în aceeași situație ca toate celelalte state membre, avem aceeași rată de reciclare impusă, cea care este dată de directivele europene aplicabile. Dar n-aș vrea să trec mai departe, aș vrea să menționez chiar aici și să revin mai târziu asupra faptului că legislația europeană este în schimbare, chiar în acest moment. Există un pachet legislativ, pachetul de economie circulară, așa cum probabil vă este deja cunoscut, pachet care
înglobează trei directive importante în domeniul gestionării deșeurilor. Directiva privind depozitarea deșeurilor, directiva cadru deșeuri care reglementează în general modul de gestionare a deșeurilor și directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Deci iată că în curând, chiar la finalul acestui an, vom avea informații noi cu privire la noile obligații, la noile ținte pe care statele membre vor trebui să le îndeplinească în următoarea perioadă. Dincolo de obiectivele globale, avem de asemenea obiective speciale pe tipuri de materiale. Sunt 5 materiale pe care noi le gestionăm în cadrul sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje, cu, după cum observați, cu ținte crescătoare, tot așa am avut perioadă de tranziție, variabilă în funcție de tipul de material, pentru că este mai dificil să reciclezi, după cum puteți observa, plasticul. Vedeți, aici am avut perioada tranzitorie, cu un maxim de, aici o cifră rotunjită, este 22,5 obiectivul minim de reciclare la plastic. Lemnul este cel mai greu de reciclat și aici obiectivul este cel mai mic. Dar important este faptul că fiecare din aceste 5 materiale trebuiau să fie cumva gestionate separat și să încercăm să le reciclăm în cea mai mare măsură, în măsura că acest lucru este posibil. Deci, acestea erau obligațiile. Ce s-a făcut efectiv în practică? Și aici avem date oficiale la nivel național. O estimare pentru anul 2013. Datele sunt preluate din rapoartele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. După cum puteți să vedeți, obligațiile naționale sunt cele cu roșu, iar obligațiile îndeplinite sunt cu verde. Practic, în fiecare an, România și-a atins obligațiile în ceea ce privește reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje. Poate că unii dintre dumneavoastră, bănuiesc că majoritatea, pentru că lucrați în presă, sunteți în cunoștință, aveți cunoștință despre faptul că România acum se află sub procedură de infringement pe o serie de directive europene. Iar una din directivele care este menționată în această procedură se referă și la ambalajele și deșeurile de ambalaje. Dar așa cum menționam, nu este vorba de rezultatele în implementare, este vorba de faptul că România, alături de alte state, de celelalte state membre, era obligată până la finele anului 2013 să transpună o modificare a directivelor europene în acest domeniu al ambalajelor, lucru care nu s-a întâmplat. De ce nu s-a întâmplat practic acest lucru? De cele mai multe ori, știți și dumneavoastră, blocajele sunt de natură instituțională, lucru care s-a întâmplat și în acest caz. Practic, au fost o serie de modificări la nivelul Ministerului Mediului pe parcursul anului 2013, iar în anul 2014, când în sfârșit lucrurile au căpătat contur, am avut și un proiect care transpunea aceste prevederi, lucrurile au fost blocate în cadrul dialogului dintre diferiți stakeholder, diferitele părți interesate, care nu au reușit să ajungă la un consens. Și iată, ne aflăm în acest moment într-o etapă în care, în cele din urmă, guvernul a adoptat o lege, legea privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, lege care în acest moment se află la Senat și urmează ca, începând cu următoarea sesiune parlamentară, să fie să intre în dezbatere, mai întâi la Senat și apoi la Camera Deputaților. Ceea ce este de menționat, această lege nu schimbă fundamental sistemul actual. Este doar o transpunere a prevederilor acelei directive pe care făceam vorbire și care se referă la niște modificări de natură tehnică și privește încadrarea obiectelor ca și ambalaj. Mai precis, apar o serie de informații detaliate asupra caracteristicilor unui produs, dacă el intră sau nu intră în categoria ambalaj. Ce s-a întâmplat în ceea ce privește obligațiile îndeplinite de producători? Acestea sunt, începând din anul 2011, decalate față de obiectivele naționale, motiv pentru care, de ce s-a întâmplat acest lucru?
Statul a considerat că în măsura în care operatorii economici își ating obligațiile, statul cu siguranță și le va atinge și a tras cumva această responsabilitate, a devansat-o cu un an pentru a se asigura că lucrurile se vor întâmpla. Așa cum spuneam, există în acest moment obligația producătorilor și importatorilor de bunuri ambalate și ea se referă în principal la rata de reciclare globală, respectiv rata de reciclare pe tip de material. Avem obligația să raportăm toate aceste cifre, toate aceste date. Cum se poate face acest lucru? În principal prin reciclarea propriilor ambalaje, atunci dacă poți să faci acest lucru, poți să te duci în piață și să-ți recuperezi propriile ambalaje. În cea mai mare parte, ambalajele ajung la noi, la consumatori, și este dificil să fiecare producător să alerge după propriul ambalaj, motiv pentru care acest lucru se face prin aderare la o organizație de transfer de responsabilitate, așa cum este și cazul Ecorom, înființat acum 12 ani. Practic, prima instituție de acest fel înființată în România, plecând de la o experiență europeană, n-am inventat noi nici roata, nici apa caldă, am încercat să preluăm din experiența altora. Dar mai trebuie menționat un lucru. Concomitent cu îndeplinirea acestor obligații prin intermediul organizațiilor de transfer, a existat un instrument economic care a funcționat și care funcționează încă și astăzi. Și este vorba de o penalitate, o contribuție, de fapt, pentru că nu vorbim neapărat de o penalitate, dar acționează ca o penalitate și este vorba de plata 2 lei pe kilogram pentru cantitățile care nu ajung să fie reciclate conform obligațiilor. Aș vrea să fac o vorbire despre această contribuție, atât datorită faptului că în afară de legea ambalajelor, care, așa cum vă spuneam, este deja transmisă la Senat, suntem și în această vacanță parlamentară într-un proces legislativ în mișcare. Iar pe legea de abilitare, pe perioada vacanței parlamentare, așa cum spunea și Gabi, este în acest moment o modificare a ordonanței de urgență a Guvernului 196 din 2005 privind legea Fondului pentru Mediu, cea care stabilește astfel de instrumente economice și taxe, contribuții, bani care se colectează la Fondul pentru Mediu. Practic, această ordonanță va intra și ea începând din toamnă în dezbatere parlamentară și vom asista la o toamnă fierbinte în ceea ce privește procesul legislativ. Vă invit pe toți să încercați să urmăriți acest proces, pentru că este un proces interesant și un proces care va duce până la urmă la creionarea unui sistem pe care România va trebui să-l urmeze. Cum a fost posibil ca până la urmă toate aceste obligații să fie realizate? Așa cum vedeți, există mai multe părți interesate care au obligații în cadrul acestui sistem. Până la urmă, statul este cel care poate să fie penalizat prin această procedură de infringement, care, așa cum spuneam, a fost deja declanșată pentru o serie de directive. Autoritățile locale, după cum cunoașteți, tot în prevederile legii Fondului pentru Mediu, sunt obligate să plătească o penalitate de 100 de lei pe tonă pentru toate cantitățile de deșeuri care ajung la depozitare în situația în care nu realizăm o rată de deviere de 15%. Iar noi, industria, producătorii, plătim o penalitate de 2000 de lei pe tonă. Deci vedeți care este diferența, sunt o mulțime de bani în situația în care nu ne atingem obiectivele. Important este că acest instrument, acești bani, nu sunt destinați să alimenteze Fondul pentru Mediu. Și acest lucru aș vrea să-l subliniez. Fondul pentru Mediu, prin aceste instrumente, acționează ca o pârghie în a determina pe cei care ar trebui să facă lucrurile să meargă, să le facă, să se implice. Practic, Fondul pentru Mediu nu-și constituie bugetul de venituri plecând de la aceste sume. Ele sunt sume care ar trebui să ajungă doar în mod accidental acolo, iar faptul că banii ăștia ajung pe acele linii în
în bugetul Fondului pentru Mediu, trebuie să ne dea de gândit, un semn mare de întrebare trebuie pus acolo. Înseamnă că lucrurile nu merg așa cum trebuie și așa cum menționa și domnul Maior, nu se bucură atunci când numără câți bani a încasat din amenzi. Asta înseamnă că lucrurile nu funcționează. Cel mai fericit, cu toți am fi mult mai fericiți dacă nu am avea de aplicat penalități, dacă nu am plătit până la urmă niciun fel de bani pentru neconformare. Există mecanisme create la nivelul celor care generează, până la urmă operatorii, cei care, care operează sistemele de colectare, au obligația să colecteze separat și aici sunt și, sunt și probleme, așa cum menționa Gabi. Încercăm să găsim, nu circumstanțe atenuante operatorilor, pentru că nu asta ne dorim. Există o obligație legală în reglementările care sunt emise. Ce trebuie să facă fiecare responsabil pe lanț? Dar ca un sistem să funcționeze, trebuie ca toți actorii să-și facă treaba. În momentul în care unul dintre actori nu ajunge să-și îndeplinească obligațiile, întreg sistemul se blochează. De asemenea, în ceea ce privește domeniul comercial, există o verificare pe care producătorii o fac atunci când cantitățile de produse ambalate sunt puse pe piață. Și anume, practic, comercianții, în momentul în care primesc produse ambalate spre comercializare, au posibilitatea să verifice pe o listă care este de asemenea afișată pe site-ul AFM, dacă respectiva companie, respectivul distribuitor, își îndeplinește sau nu obligațiile legale. E foarte important pentru că prin acest mecanism care a fost introdus în legislația ambalajelor în anul 2011, am reușit să restrângem foarte mult numărul de freerider, numărul celor care îi numim așa evazioniști, cei care erau certați cu legea sau cei care chiar nu vroiau să-și îndeplinească obligațiile legale sau unii dintre ei, nu neapărat din rea voință, pur și simplu din neștiință. Dar suntem astăzi în situația, după 4 ani de aplicare, să constatăm că un număr de freerideri, apreciem noi astăzi 5%, fiind foarte puțin, considerăm că acest instrument, acest mecanism a funcționat. Ceea ce este un lucru laudabil foarte important de menționat. Ca și model de funcționare a organizațiilor de transfer, pentru că la nivelul Uniunii Europene, aceste responsabilități care sunt delegate organizațiilor de transfer sunt în principal aplicate fluxurilor speciale de deșeuri. Acolo unde ne întâlnim cu fluxuri de deșeuri care au o anumită caracteristică și care prin caracteristica respectivă ar trebui să capete un mod de gestionare cu totul separat. Și aici întâlnim mai multe fluxuri de deșeuri. Eu astăzi vă vorbesc despre ambalaje, dar în aceeași categorie intră și echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii, care de asemenea sunt considerate și deșeuri periculoase în marea majoritate a cazurilor. Tot în această categorie intră vehiculele scoase din uz, sunt de asemenea un flux special de deșeuri. Mai avem la nivelul Uniunii Europene, dar la nivelul României nu avem organizații încă constituite pentru textile. Textilele din ce în ce mai mult capătă loc din ce în ce mai mare în containerele noastre de deșeuri, în cubela de zi cu zi. Iar o altă componentă o reprezintă mobilierul, deșeurile de mari dimensiuni, care în alte state, de exemplu Franța este un exemplu pozitiv din această perspectivă, există acolo sisteme speciale constituite de transfer de responsabilitate și pentru aceste fluxuri speciale de deșeuri. Dar cum funcționează în marea lor majoritate organizațiile de transfer? Practic, producătorii, cei care sunt responsabili de bunurile pe care dumneavoastră le pun în piață, sub umbrela principiului responsabilității extinse a producătorului, încheie contracte cu această organizație de transfer, care în cazul nostru este Ecorom Ambalaje, iar Ecorom Ambalaje are până la urmă libertatea ca împreună cu partenerii pe care îi identifică în piață
De regulă aceștia sunt colectorii, organizațiile de gestionare a deșeurilor, fie că vorbim de operatori de salubritate, fie că vorbim de colectori care colectează deșeurile din flux industrial comercial. Pentru situația în care avem deșeuri generate de populație, autoritatea locală este un partener de bază, pentru că are întreaga responsabilitate a ceea ce se întâmplă pe teritoriul pe care îl guvernează. În cadrul acestor parteneriate, noi am creat proiecte de colectare separată, încă începând de acum 10 ani. Am să cer îngăduința să iau unul celălalt. După cum vedeți, această deșeulă este foarte nouă, a apărut acum, cred că 2 săptămâni. A fost elaborată de colegii din Departamentul de Comunicare și cu suportul colegilor din Departamentul Operații, din Ecoromambalaje. Vedeți, aici sunt informații privind parteneriatele noastre la nivelul tuturor județelor din România, care este gradul de acoperire cu parteneriate la nivelul fiecărui județ. Data la care s-a semnat primul protocol, primul act de colaborare cu localitatea respectivă, sunt informații care credem noi că vă pot fi utile, să vă faceți o idee despre cum se întâmplă la acest moment colectarea separată. Iar aici, în mijloc, aveți câteva date interesante privind rezultatele noastre în proiectele de colectare separată la nivel național. Este o muncă care, pe lângă faptul că este interesantă și provocatoare, aș putea să spun că este și dificilă. Acum 8, 7, 6 ani, lucrul ăsta era foarte greu. Autoritățile locale, primăriile, cei cu care intram în contact din autoritățile locale, abia dacă vreau să stea de vorbă cu noi despre colectarea separată. Nici nu vreau să audă. În primul rând, deșeurile nu constituiau prioritatea lor. Nu făceau parte din primele 10 priorități a unei autorități locale. Încet, încet, acest domeniu a început să capete mai multă importanță și a crescut în interes, astfel încât, la acest moment, nu numai că avem un dialog cu autoritățile locale, dar întrezărim și rezultate și zic eu că dacă vom reuși să mergem pe această cale, vom avea și, până la urmă, ceea ce ne dorim cu toții, să ne simțim, până la urmă, europeni în Europa și să încercăm să ne mutăm de pe ultimul loc, undeva măcar, spre media europeană. Un rol foarte mare în tot acest demers îl are consumatorul, cetățeanul, cel care trebuie să facă primul gest. Pentru că, în eventualitatea puțin probabilă, așa cum se spune în avion, în eventualitatea puțin probabilă a unei depresurizări, deci în eventualitatea puțin probabilă că tot sistemul va funcționa brici. Dacă acest omuleț care trebuie să facă un gest simplu și să pună ceea ce trebuie acolo unde trebuie, nu face, practic toți ceilalți suntem blocați. Asistăm la ceva care nu se întâmplă. Și singurul instrument pe care noi l-am avut la îndemână până acum a fost comunicarea cu cetățeanul. Și aici Lorita poate să vă spună mult mai bine, e specialista noastră pe subiect, cum am încercat și cum am reușit în unele situații să determinăm cetățenii să reacționeze. Aceasta este o cală. Nu știi, te învăț. Și ăsta a fost primul pas pe care noi l-am aplicat. Am încercat să învățăm oamenii ce au de făcut. La nivelul adulților, dar și la nivelul copiilor. Dincolo de ceea ce fac consumatorii, noi, în cadrul sistemului, avem autoritățile de mediu care sunt responsabile de colectarea tuturor datelor, de agregarea lor și de, până la urmă, de verificare. Ei trebuie să vegheze că lucrurile se întâmplă. Și aici trebuie să spunem lucrurile pe nume. Avem probleme în implementare, avem probleme în control. Nu avem la nivelul autorităților suficiente persoane, suficienți inspectori. Nu există la acest moment suficienți inspectori egalți de mediu care să vină și să atragă atenția celor care nu fac ca ar trebui să facă. Ultimul pe lanț, dar nu cel din urmă ca importanță, este reciclatorul. Pentru că, practic, aceste deșeuri trebuie să ajungă la reciclare
Iar ca ele să ajungă la reciclat, avem nevoie de reciclatori. Reciclatorii ăștia nu se nasc așa oricum, pentru că investițiile în acest domeniu presupun sume foarte mari. Iar ei apar pe piață în condițiile în care există o piață a deșeurilor care se poate orienta către reciclare. Iar dacă ne uităm în urmă, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în 2000, în 2009, atunci când ne-am confruntat cu criza economică. Practic, prețul deșeurilor a scăzut, aveam hârtie colectată, gata să fie trimisă la reciclare și reciclatorii nu primeau hârtia. A fost o mare problemă pentru tot sistemul, pentru că așa spunea, așa cum spunea, toate rotițele trebuie să funcționeze, toate, absolut toate. Iar dincolo de fluxul material, dincolo de, fluxul relațional, în sensul contractual, de fluxul financiar, există până la urmă blocaje pe diferite, pe aceste diferite fluxuri, inclusiv pe fluxul informațional. De multe ori informația nu circulă, iar acest lucru până la urmă poate să deterioreze tot acest, circuit, tot acest ansamblu. Acum o să încerc să ne lăudăm puțin, că așa trebuie, așa fi frumos. Acestea sunt rezultatele Ecorma-ambalaje. Începând din anul 2004 și până în anul 2014, rezultatele pentru anul 2014 le aveți în cadrul acestui document. Este raportul nostru anual pentru anul 2014. Găsiți aici toate informațiile legate de partea operațională, comunicare, informare, date financiare. Deci, practic, transparența noastră este absolut totală. Încă începând din anul 2007, practic, de când Lorita a venit în cadrul companiei, am început să redactăm astfel de rapoarte anuale, pentru că noi ținem foarte mult la transparență. Transparența considerăm că este unul din factorii care, până la urmă, ajută ca toată lumea să înțeleagă care este rolul nostru. Suntem o societate comercială pe acțiuni, dar suntem o societate comercială puțin altfel, în sensul că noi nu distribuim dividende, nu suntem orientați către profit. Întreaga sumă care se înregistrează ca și profit operațional la finalul anului se reinvestește pentru același, scop. Așa cum vă spuneam, avem o serie de parteneri, pentru că Ecorma-ambalaje are 40 de angajați. Practic, noi asigurăm, suntem o firmă care asigurăm servicii, suntem interfață atât pentru clienții noștri, cât și pentru parteneri, și pentru cetățeni, și pentru autorități. Iar lucrul se face împreună cu partenerii noștri. La acest moment avem 190 de parteneriate, la finalul anului 2014, 101 operatori de salubritate și 89 de colectori și reciclatori. Fără ei lucrul nu ar fi posibil. Dar până la urmă avem parteneriate, spun eu, solide, pentru că avem interese comune. Interesul nostru este ca obiectivele pentru clienții noștri să fie îndeplinite, iar interesul lor este să-și facă afacerea să meargă. E foarte important ca să găsim punctul de convergență între noi și să reușim să trimitem la reciclare cantități din ce în ce mai mari. Există în acest moment o monitorizare anuală a tuturor companiilor. Lunar ne primim rapoarte de la acești parteneri noștri. Există și probleme și aici vorbim de îmbunătățirea trasabilității. Este un semnal de alarmă pe care noi îl tragem de, câțiva ani. Nu există în acest moment o procedură de trasabilitate. Toată lumea aplică o procedură proprie de trasabilitate, dar nu există uniformitate la nivel național. Și e foarte important să avem un control al documentelor. Din păcate, în acest moment, documentele de trasabilitate constituie un volum foarte important de, hârtie. Practic, ca să demonstrăm că reciclăm, tăiem o mulțime de copaci, punând la dispoziție hârtii, copii, documente organelor de control.
Suntem în această perioadă într-un proces, împreună cu autoritățile. Întâlnirea a avut loc acum mai puțin de o lună, pe 16 iulie, împreună cu conducerea Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecție, a Gărzii Naționale de Mediu, dar și a Fondului pentru Mediu. Am avut și reprezentanți în cadrul acestui eveniment organizat de Ministerul Mediului din cadrul APM-urilor, 16 sau 20 de APM-uri au fost prezente, toate organizațiile de transfer din domeniul ambalajelor, împreună încercând să găsim calea de a simplifica această procedură de trasabilitate, astfel încât să demonstrăm tuturor că vrem să ne facem treaba, vrem să o simplificăm, dar în aceeași măsură vrem să dovedim că transparența este cea mai importantă și nimeni nu vrea să înșele și nu vrea să fure pe nimeni. Asta este foarte, foarte important și toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. În plus, deja de 2 ani, noi avem o procedură deschisă pe modelul procedurilor publice de achiziții a contractării cantităților de deșeuri care le preluăm din flux industrial comercial. Dacă vorbim de parteneriate, vedeți, la finalul anului 2014 aveam încheiate 527 de parteneriate cu autorități locale. Acum, la jumătatea anului 2015, sunt peste 700 de parteneriate încheiate. Vedeți cumva procesul de relaționare s-a accelerat, așa cum vă spuneam. Ca și populația arondată undeva la 9.300.000 de locuitori la finalul anului 2014. Iar în acest moment peste 10 milioane de locuitori sunt conectați la proiectele pe care noi le gestionăm. Și pentru că lucrurile nu se pot face fără bani și fără infrastructură, încă începând din anul 2006 am început să cumpărăm containere, astfel încât la finalul anului 2014 aveam în teren containere proprietate în formă ambalajă peste 17.000 de containere. Aici puteți să vedeți care este evoluția creșterii cantității colectate de la populație prin sistemul de colectare separată. Vedeți, există o creștere an de an. Cu toate că trendul este cel pozitiv, ne dorim să fie mult mai mult. Este mult prea puțin față de ceea ce avem nevoie la acest moment. Dar poate eforturile pe care le-am făcut, investind în infrastructură, în sarci, în containere, în parteneriatele, în banii pe care îi plătim operatorilor de salubritate și cutorilor, nu reușesc să determine cetățeanul să colecteze mai mult. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de instrumente suplimentare care să determine pe toată lumea să își separe deșeul până la urmă la zona de generare. Și vă spuneam că instrumentul pe care noi l-am identificat ca fiind o cale de a comunica cu cetățenii au fost campaniile de informare și conștientizare, iar investițiile în educație au fost un alt parametru pe care noi l-am considerat important în a determina părinții prin intermediul copiilor să reacționeze. Și avem în acest moment două mari proiecte pe care Ecorom Ambalaje le derulează deja de... Dorita, spune tu, te rog, pentru că știi mai multe. De câți ani? De fapt, am început programele educaționale încă de la început. Noi am început proiectele de colectare separată în 2005. Au fost primele proiecte pilot. Am început proiectele operaționale. Au fost 14 proiecte pilot, așa cum v-a spus și Liliana. Am depășit faza pilot și am ajuns acum la 700 de parteneriate și undeva, cred că imediat în 2006, am început și partea asta de informare și comunicare cu populația, să-i informăm și să-i sensibilizăm. Și la început am avut, mă rog, răspundeam și răspundem și acum cererilor care vin la Ecorom Ambalaje și aveam tot felul de proiecte punctuale. Și pentru că proiectele punctuale și cererile erau cumva cam de același fel,
Am zis, domnule, haideți să nu mai acționăm așa doar când ne cere cineva, ne suna, veniți la școală peste două zile să faceți ceva cu copiii, și atunci am zis să creăm niște programe educaționale cu care să răspundem nevoilor, și am creat în primul rând manualul educațional Învățăm să reciclăm ambalajele. Este un manual opțional pentru copiii de clasa a treia și clasa a patra. Este realizat, de fapt, de copii. A fost un proiect foarte frumos, demarat nu de noi, de Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu, la Sibiu. Practic, poveștile și o parte din exerciții sunt create de copii. Am avut, efectiv, un manuscris pe care noi l-am preluat și am făcut tot felul de desene și ilustrații, și există 6 lecții despre cum să reciclăm ambalajele. Și ăsta a fost primul nostru proiect. Am început să distribuim manualul respectiv și ulterior ne-am dat seama că cei mici nu mai învață după, învață și după manual, dar ei au cu totul și cu totul alte preocupări și trebuie să ne adaptăm modului lor de învățare, cu tablete, cu telefoane, cu tot felul de internet, cu jocuri și așa mai departe. Și am creat Laboratorul Verde al Reciclării, care practic este, am luat un autocar, a fost așa un proces în care am tot brainstormat, ne-am tot gândit, și am luat un autocar, este inspirat de la colegii noștri din Bulgaria, am luat un autocar pe care l-am transformat jumate într-o sală de cinema și jumate într-o sală de jocuri pe tablete. În sala de cinema, copiii, vedeți acolo, este o imagine, văd o animație 3D, care este o poveste în care ambalajele sunt niște personaje și ele ajung la reciclare și ei învață despre care este semnificația colectării separate, iar în partea de laborator, așa numitul laborator, învață pe tablete cum să ducă ambalajul la containerul corect, prin, dând de la unul la altul, într-o perioadă cea mai scurtă, înregistrează un scor. Totul făcut prin joc și prin competiție. Și cu Laboratorul Verde al Reciclării, practic, ne-am dus în toată țara, iar cu manualul, ulterior, pentru că noi dădeam manualul, dar nu știam ce se întâmplă sau cât de mult învață copiii, am creat o competiție care se numește Eco-Olimpiada Elevilor. Parcurg manualul și trebuie să facă o compunere care, practic, intră într-o competiție națională. Și o să vă rog, cam aici sunt rezultatele pe care le-am avut cu cele două proiecte, Laboratorul și cu Eco-Olimpiada. Și cu ele mergem și în continuare. O altă componentă importantă, pentru că așa cum vă spuneam și v-ați văzut pe schema aceea de funcționare în care Ecoam Ambalaj era undeva în centru și relaționat cu aproape toți actorii care activează în acest domeniu. Deci, un alt actor foarte important este autoritatea locală. Pentru că autoritatea locală poate să schimbe lucrurile. Și am identificat un mod de a relaționa cu autoritatea locală, am încercat să-i determinăm să intre chiar și ei în competiție. Și am reușit în cadrul unui proiect pe care noi l-am demarat în urmă cu 3 ani. Ați văzut, Gabi spunea despre Orașul Reciclării, competiție națională în care Argeșul, Pitești a intrat în acest an. Ne aflăm în anul 2015 la a treia ediție. Cum se desfășoară această competiție este foarte important. Există criterii de analiză, este un regulament al concursului deschis, pe care toată lumea îl știe, toți participanții. Practic, avem aceste 3 criterii de analiză, cantitățile colectate pe cap de locuitor, pentru că a trebuit să identificăm niște parametri, niște indicatori care să fie corect aplicați și la un oraș mare și la un oraș mai mic. Calitatea sistemului, dacă este curat, dacă containerele sunt bine întreținute, păstrează autocolantele, astfel încât să atragă cetățeanul să pună deșeul în container, dacă este așezat într-un loc accesibil, să nu trebuiască cel care duce deșeul la container să sară 3 garduri și 2 șanțuri, pentru că nu ăsta era scopul.
Și în plus, mai apreciem în cadrul acestor criterii de selecție și campaniile locale. Și aici Piveștiu a făcut foarte frumos anul ăsta. Pentru că e foarte important ca această comunicare să vină și de la autoritatea locală către cetățeni. Iar surpriza plăcută pe care noi am avut-o de la o ediție la cealaltă, în primul rând, la prima ediție am avut 20 de orașe în competiție. Așa, deci în prima ediție am avut 20 de municipii în competiție, cu câștigător municipiul Dulcea, iar premiul oferit a fost amenajarea unei zone de picnic. Apoi a începuse aplicarea legii picnicului și am zis să venim cu ceva care să ajute autoritatea locală. În a doua ediție am avut plăcerea să avem în competiție 32 de orașe. Câștigătorul a fost municipiul Sfântul Gheorghe, iar premiul a fost amenajarea unei zone Wi-Fi într-o zonă din oraș aleasă de către municipalitate. Iar așa cum vă spuneam, acum suntem în etapa de prelucrare a rezultatelor. Pe rezultatele a 6 luni de operare, practic din ianuarie până la finalul lunii iunie, iar participanții, avem 46 de municipii și orașe, a fost îmbucurător faptul că au venit și s-au înscris mai mulți, chiar întrebau pe colegii noștri de la comunicare despre când se lansează, iar cred că la a doua zi, după ce s-a lansat competiția, nu mai știu câți dintre ei și-au pus pentru că... Aproape, vreo 40, nu. Și-au pus sigla competiției pe site-ul primăriei, ceea ce este foarte important. Dacă la primele ediții trăgeam de ei să comunice, să spună, să facă, deja la a treia ediție a existat o reacție foarte bună din partea autorităților, lucru îmbucurător, pentru că noi credem că și-a atins scopul până la urmă această competiție. Scopul nu este neapărat să îi punem să concureze, ci să reacționeze și să fie proactiv până la urmă cei din autoritățile locale. Iar în acest an, Marele Premiu va fi un parc tematic care va fi amenajat cu un mobilier realizat din deșeuri reciclabile. Pentru că de fiecare dată vrem ca premiu sau rezultatul acestei competiții să arate cât de important este să reciclezi și cât de important este să fii aproape de natură, încercând să păstrezi resursele naturale. Suntem foarte interesați să știm care este părerea cetățenilor, motiv pentru care avem anual facem un screening, avem un studiu privind percepția populației. Iar conform ultimului sondaj de opinie, care a fost realizat în anul 2013, rezultate interpretate în anul 2014, suntem acum în proces să identificăm următoarele rezultate. Deci, practic, 80% dintre români cunosc un punct de colectare în apropierea locuinței și aici vorbim numai de localitățile unde Ecoroma Ambalaje are parteneriat în derulare. Deci nu ne-am dus într-un oraș sau într-o comună unde noi nu avem parteneriate pentru că nu avea sens. Și vedeți, până în rezultatele acestui sondaj ne spun că peste 30% au acces în apropierea locuinței, tot așa peste 30% undeva puțin mai departe, dar în vecinătate, iar undeva peste 17% în zone îndepărtate față de locuința lor. Este un lucru îmbucurător, asta înseamnă că populația știe despre colectarea separată. Am făcut și sondaje foarte dedicate și aici vedeți o comparație a sondajului realizat în 2011 față de 2013, o creștere semnificativă a celor care răspund că fac colectare separată în locuință. E adevărat că noi nu i-am crezut pe cuvânt și în chestionarul de evaluare au fost și întrebări capcană, așa încât să-i prindem dacă fac sau nu fac, pentru că na, toată lumea zice că e frumos, da? Și da, până la urmă oglinda nu ți arată același lucru de fiecare dată. Și am constatat că
Până la urmă, de adevăratele, cam 30% fac colectare separată. Cam pe aici apreciem noi că lucrurile merg în direcția care trebuie. Vedeți, există o serie de întrebări care sunt dedicate. Unii pun deșeurile în containere separate, alții în saci, alții zic, da, le punem separat de resturile menajere, păstrăm o parte sau le dau persoanelor sărace. Deci există o anumită proporție a celor care cu adevărat fac colectare separată. Și așa cum vă spuneam, din ce în ce mai mult această colectare separată își face loc în viața românilor, vedeți, ca și acces la sisteme, există o creștere de 14% în timp de 2 ani. Asta este un detaliu, este cel legat de... Așa, ce este foarte important dacă ne uităm la acest slide? Este vorba de parteneriate, pentru că aici am vorbit de parteneriate și Sărțal Argeș a identificat în parteneriate formula de succes. Până la urmă, ceea ce a făcut împreună cu jandarmeria este lăudabil. Eu aș fi foarte curioasă dacă acest lucru se întâmplă și în alte județe. Nu știu, poate domnul Maior are cunoștință de la colegii dumnealui. Să știți că nu m-am gândit la treaba asta. Fiecare. Noi avem competență pe zona județului Argeș. Și... Da. Nu, mă gândeam că poate aceste rezultate de bună practică ar putea să fie multiplicate pe de o parte din sfera ADI-urilor către celelalte ADI-uri din țară și poate pe de o parte de către dumneavoastră împreună cu colegii, eu știu, în cadrul unor întâlniri pe care le aveți probabil în mod regulat, ca jandarmeria la nivel național să se implice. Pentru că, așa cum spuneam, dincolo de ceea ce fac cei care ajung să implementeze sistemele, un aspect important îl joacă și controlul. Pentru că nici în vestul Europei nu s-au făcut, n-au ajuns la rezultatele de azi, fără... Bătă. Cu, nici așa, cu degețelul arătat și chiar cu penalitate și cu o amenințare întâi verbală, după aia scrisă, după aia îți mai așa un bani din buzunar, lumea începe să reacționeze. Și există, până la urmă, niște responsabilități pe care le avem cu toții. Noi, producătorii, avem obligație de reciclare a 55% din deșeurile de ambalaje generate, în timp ce autoritățile locale, până în anul 2020, trebuie să recicleze 50% din deșeul reciclabil care este generat. Practic, noi trebuie și putem să lucrăm împreună. Organizațiile de transfer de responsabilitate împreună cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Am identificat acest lucru încă de acum 4-5 ani, când am dezvoltat primele parteneriate cu ADI Sărțal Argeș. Astăzi avem parteneriate și cu alte ADI-uri. E adevărat că ei sunt un pic mai întârziați în implementare și împreună cu ADI Sărțal Argeș încercăm să le arătăm că lucrurile se pot întâmpla și vorbim de bună practică din România. Nu aducem modele, nu știu, de pe altă lună, alte planete, din alte țări. Sunt modele românești și care, dacă și-au dovedit eficiența în Argeș, nu vedem de ce nu și-ar dovedi eficiența și în alte județe din țară. De aceea, noi considerăm că acest parteneriat, acești doi actori, pot să facă ca lucrurile să meargă în direcția bună. Avem obligații, au obligații, interesul este comun. Totul este să lucrăm împreună și să găsim pârghile prin care noi putem să lucrăm împreună, așa cum vă spuneam, în baza unor principii transparente. Pentru că transparența este cel mai important lucru. Aici aveți câteva elemente a structurii deșeului menajer. Nu am pus informații privind compoziția deșeului, care, așa cum vă spunea Gabi, am avut peste 20 de fracții pe care le-am analizat studenții și mulțumesc încă o dată domnului profesor aici de față pentru toată deschiderea și pentru toată colaborarea pe care am avut-o pe parcursul a mai mult de un an de colaborare cu studenții de la universitate. După cum vedeți, o cantitate importantă din deșeurile noastre sunt reprezentate de deșeul de ambalaj, de deșeul de
reciclabil, din care avem și o componentă importantă a deșeurilor de ambalaje. Practic, plecând de la această structură, ne construim temelia. Aceasta este temelia, până la urmă, fundația pe ceea ce lucrăm. Plecând de la această structură, mai departe dezvoltăm sistemul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că am reușit să vă țin atenția de azi, așa mi s-a părut. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați atât mie cât și Lorinte. Suntem aici încă o perioadă pe parcursul acestei zile. Vom pleca astăzi, dar rămânem în contact prin intermediul prietenilor, colaboratorilor noștri de la și eu mulțumesc tare mult. Aceste parteneriate pe care noi le avem, în primul rând, reprezintă o resursă, sub diferite forme. Vorbim de resursă umană când discutăm de ONG-uri și cei care participă cu noi. Vorbim chiar de a învăța unii de la alții, pentru că sunt foarte multe informații pe care noi nu le avem. Și este motivul pentru care parteneriatele sunt, într-adevăr, temelia pe care putem să construim multe lucruri. De la Ecorom aș putea spune că o importantă resursă a fost și resursa financiară pentru finanțarea tuturor acestor proiecte, dar și niște campanii pe care noi le-am făcut în presă. Sunt surse pe care noi avem niște contracte cu presa, vin și din aceste OTR-uri. Noi avem două colaborări la nivel de județ, și cu Ecorom Ambalaje și cu SOTA Group, care sunt organisme de transfer de responsabilitate cu același obiect de activitate. La fel de important este și această resursă de autoritate pe care o are jandarmeria. Dar și mai importantă, și vă spun că este pentru noi vital, pentru că acest proiect este construit pe încredere, 50% stă pe încredere. Oamenii, când ne-au dus și am promis că vor avea un tarif și că va fi doar indexat și că nu va crește, asta e temerea noastră vis-a-vis de acele dezechilibre financiare. Și vorbeam de acest parteneriat de încredere. Și parteneriat important pentru noi este mass media. Este motivul pentru care suntem aici, suntem la de-a treia ediție, pentru că informațiile care se duc pe diferite canale ajung prin intermediul noastră, prin presa scrisă, prin online, prin ceea ce transmitem noi la cetățean. Și în momentul în care sunt informații greșite, domnule, au venit unii să se îmbogățească, creează dezechilibre, într-adevăr, și sunt greu de reparat, având în vedere că, oricum, conștiința este undeva la un nivel foarte jos. Ce vreau să mai completez? Mai devreme să spunea că suntem pe drumul cel bun. Suntem pe drumul cel bun, suntem exemplu de bună practică, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm pe loc. Pentru că timpul nu lucrează în favoarea noastră, presiunea este foarte mare, țintele pe care trebuie să le îndeplinim sunt la fel de mari ca la celelalte state europene și noi avem un decalaj față de celelalte state, pentru că am plecat târziu la drum, n-am avut infrastructură. Mai sunt și unii care nu se aliniază. Rugămintea mea. N-am vorbit foarte mult despre asociație, pentru că am pus această broșură, unde spunem în ea cine suntem, ce facem, care sunt obiectivele noastre, ce proiecte complementare am realizat până în momentul de față. Am vorbit astăzi doar despre proiectele din 2014. Aici avem foarte multe lucruri despre noi și despre infrastructura acestui proiect. La fiecare dintre dumneavoastră ați primit două formulare. Unu, pe care ne interesează să o completați, pentru că trebuie să știm pe ce canale să comunicăm. E-mail, fax, eu știu, chiar și telefoane avem nevoie. De cele mai multe ori informațiile noastre nu ajung acolo unde ne dorim, pentru că nu știm exact adresele de e-mail sau, eu știu, fax, dacă este cazul. Deși nu se mai comunică foarte mult pe fax. Rugămintea mea să completați și acel formular cu un feedback vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici, ce se va mai întâmpla până mâine. Ne interesează opinia pe care o aveți. Și nu contează că este negativ, nu contează că este de bine sau de rău. Noi suntem obligați să ne corectăm sau să transmitem informațiile de așa manieră acolo unde nu ne-am făcut înțeleși, să venim să precizăm ce nu este în regulă, să ne corectăm activitatea sau atitudinea față de anumite lucruri, în baza la opiniile pe care le avem, că s-ar putea, în entuziasmul pe care noi îl avem, să facem greșeli și cu siguranță facem, că nu există să nu facem greșeli. Eu aș vrea, în final, să vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o.
Și aș vrea să le mulțumesc și colegilor mei, pentru că doar eu am vorbit aici, dar realizările din partele acestei structuri sunt și ale lor și chiar vă rog să vă ridicați în picioare. Sunt alopate din ei, Marian, Teddy, Corina, Gabriela și de la monitorizare, acum și Andrei. Chiar dacă ești voluntar, ești în echipă aici. Mulțumesc tare mult, le mulțumesc și lor, sunt colegii mei la care țin. Sper să fie și reciproca valabilă. Cu ei am realizat și cu ei sper ca toate proiectele pe care le avem complementare, care e un plus și pentru presă și în partea de comunicare, să se realizeze și să avem un viitor. De ce nu să atragem alte proiecte și finanțări complementare, să ajungem la ceea ce ne-am propus. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc și colegilor de la Ecorom că au făcut efortul să vină până aici. Universității, Jandarmeriei și tuturor. Doamne ajută!